Am fost lutul ce-mi pus cură, lutul o adenă învadătură. Dar Iisus m-a curățit, pe o roată m-am vârtit, m-a făcut un vas sfințit. M-a umplut cu Duhul Sfânt, l-a turnat în vas de lut, toată viața mea să-i fiu. Fă din mine ființa care m-ai creat să fiu, Dumnezeul meu cel vii. Și frământă mă cât vrei, numai la cer să mă iei, numai la cer să mă iei. Așa cum e lumea toată, dar m-am frământat Iisus și cu unghiile m-a uns, prin pietrele s-au dus. M-a făcut un vas curat, de păcate m-a spălat, e Domnul lăudat. Să te bazezi pe ce nu vezi. Adică pe Dumnezeu. Să crezi că Dumnezeu te poate ajuta, să crezi că de la Dumnezeu ai viață, să crezi că de la Dumnezeu ai aerul ăsta, să crezi că de la Dumnezeu ai sănătate. Poate cineva dintre noi să cumpere lucrurile astea care le-am enumerat? Poți să cumpere aerul, eventual oxigenul la spital, când ești la reanimare. Dar poți să cumperi sănătate? Nu poți. Poți să cumperi viață? Nici măcar o secundă. Și atunci să te mai încrezi în banii tăi cu care, când e cel mai greu în viață, nu poți să cumperi cu ei nimica. E adevărat sau nu e adevărat? Așa e. Și atunci trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Că de la El ne vin toate. Și dacă suntem aici, în după masa asta, e numai harul lui Dumnezeu. Știți că niciunul dintre noi de aici nu suntem la întâmplare? Noi care am venit de departe, am fi putut să fim altundeva. Dumneavoastră care sunteți aici și ați venit mai de aproape sau mai de departe, la fel am fi putut să nu fim aici. Dar Dumnezeu a hotărât pentru noi această după masă. Să ne vorbească încă o dată în milă și în dragoste și noi fiind sănătoși să ascultăm, să putem auzi cu urechile noastre și să putem vedea cu ochii noștri. Nu-i mare har!